Un raport al Direcției de Sănătate Publică Maramureș pe anul 2018 ar putea să ne sperie, și asta din cauza parametrilor legați de apa potabilă. Instituția a supravegheat calitatea apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari. Este vorba de 9 zone care au fost monitorizate în localitățile Baia Mare, Baia Sprie, Borșa, Sighetul Marmației, Vișeu de Sus și Târgu Lăpuș. De aici au fost prelevate 260 de probe, iar 77 dintre acestea nu au fost conforme. Și calitatea apei de fântână și apei arteziene de utilizare publică a fost în atenția DSP. În acest sens au fost făcute monitorizări în localitățile Sighetul Marmației, Rona de Sus, Coaș, Coltău, Remetea Chioarului și Boiu Mare și au fost prelevate 9 probe care nu au fost conforme. De asemenea, a fost monitorizată calitatea apei potabile distribuite în sistem centralizat, dar în zonele de aprovizionare mici. Vorbim aici de rețelele din orașele mici ale județului și de comune. 512 probe au fost prelevate, iar 310 nu au fost conforme. În raportul DSP nu se precizează în ce au constat neconformitățile, dar de-a lungul timpului, în multe cazuri, s-a constatat că apa prezintă turbiditate crescută și asta mai ales în perioada ploilor.